E ușor să iubești când toate merg bine. Dar nu e atât de ușor când ușile rămân tot închise. Nu e atât de ușor când boala amenință. Nu e atât de ușor când toți te părăsesc. Nu e atât de ușor când lucrurile merg pe dos. Nu e atât de ușor, parcă simți că rugăciunile nu mai sunt ascultate. Dar cu toate acestea înțeleg toți care v-ați adunat și ne-am adunat aici. Voi sunteți iubitori de Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. A iubi pe Dumnezeu, asta înseamnă că ești în căutarea Lui. Și am dorit, cu ajutorul Domnului, fiecare, dovada iubirii lui Dumnezeu este să păzim poruncile Lui. Dovada iubirii este că trecem prin probleme și necazuri. Am rămas același. Să-L cauți, să-L căutăm, indiferent de ce va veni peste noi. Noi suntem tot iubitori de Dumnezeu. Un om vindecat, era orb, l-au dat afară din cetate. Nimeni, nu mamă, nu tată, nu nimeni. Și Domnul se apropie de el. Mai crezi? Vreau să te întreb când lucrurile merg pe dos. Când lipsă, când boală, când sărăcie. Că nu te mai înțeleg copiii și soția în casă. Și vrei? Postim, ne rugăm. Te întreb, poporul Domnului, dacă mai crezi. Pavel și Sila, Fapte capitolul 16, versetul 24-25. Au plecat de la rugăciune și în temnița acolo rece, ei se roagă să mișcă pământul și temelile temniței, să deschid toate ușile și legătura fiecăruia. Noi ne rugăm, nu știm dacă mai credem, nu știm dacă în spatele rugăciunii mai e crezul, mai crezi, dacă mai e credință. Ne rugăm și nimic. Ne rugăm, te rogi și nici inima ta nu e mișcată. Doamne, eu tot mai cred. Mi-a spus odată cineva, ți-a murit băiatul, mai crezi? Și am spus, cred. E un an de zile de când mi-am înmormântat un cinere. Eu tot mai cred. Eu cred că există Dumnezeu. Mai crede cineva că Iisus Hristos e viu și e printre noi? Mai crede cineva că Iisus Hristos mai poate veni în ajutorul Lui? Vreau o mână ridicată să văd. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Invit toate bisericile, cu toți care suntem adunați, să ne rugăm să-i spunem Domnului, Doamne, eu tot mai cred că Tu lucrezi, că Tu vei deschide uși și vei rupe orice fel de legătură. Toți ne rugăm.